După o scurtă pauză publicitară ne-am întors în direct cu dumneavoastră, dragi telespectatori, cu doamna doctor Florinela Bălan, medic medicină holistică. După emisiunea de ieri a venit așa tocmai potrivită tema emisiunii de astăzi, cu încredere și curajul. Până la publicitate, doamna doctor Florinela Bălan mă evalua, eu îmi dăduțăm nouă la încredere și curaj, ceea ce m-a făcut să fiu puțin mai suspicioasă, că de ce nu mi-am dat 10 și acum rămăsesem la evaluare, doamna doctor. Da, sigur că da. Uitați-vă, dacă dumneavoastră v-ați făcut listuța aia, pornim de la listuța aia care v-ați făcut dumneavoastră. Doctor. E, dumneavoastră când materializați acolo tot ce a scris pe listuță, dumneavoastră sunteți co-creator, că și Dumnezeu tot așa face. Deci Dumnezeu și-a propus niște chestii, a făcut cu mâna și a făcut creație. Și dumneavoastră când executați listuța, tot așa, ați scris-o și o faceți. Acum, dacă dumneavoastră n-aveți încredere și curaj în dumneavoastră, cum să creați? Ca să creezi, trebuie să ai încredere și curaj în talentul tău. Știți? Nu e corect. Înțelegeți ce vreau să vă spun. Acum trebuie să știți, astăzi este Sfântul Ioan Botezătorul, da? Da. Acum, știți de ce m-ați mutat dumneavoastră de vineri astăzi? Pentru că trebuie să vă spun că e legat de ce fac eu aici. Pentru că Sfântul Ioan Botezătorul, când a făcut botezul, știți, lui Iisus Hristos, noi prin actul botezului în sine, noi ne conectăm la această energie divină. Că asta se face în timpul botezului, știți? Nașa dă copilului Dumnezeu și nu îl dă diavolului, știți acest lucru? Adică ne conectăm cumva, este ca și când ne scrie în frunte că sunt al lui Dumnezeu. Și uitați-vă, vreau să arăt un citat aici, uitați ce spune. Vântul grației divine bate întotdeauna. Trebuie doar să-ți ridici pânzele corabiei și să te orientezi către el, adică să captezi acest lucru. Deci, cu alte cuvinte, trebuie să începeți să vă orientați de la 9 la 10 sau poate la 11, la 12, la 15, nu știu de pe vreme. Păi stați puțin, acum, de ce sunteți acum? Eu știam că notarea se face de la 1 la 10. Numărătoarea se face cât îți iei. Trebuie să știți că aici e loc de lăsat. Este loc liber, n-a spus Dumnezeu tu să fii decât de 10. Că dacă Dumnezeu, ăsta e de 10, e un om normal. Că dacă Dumnezeu vă fi trimis pe dumneavoastră cu misiune, că v-a cam trimis, că uite ce misiune face și impactați foarte mulți oameni, trebuie să știți că v-a trimis de mai mult de 10, 10 plus, 11, 12, nu știu, dumneavoastră știți. Dar uite așa spune aici. Am o carte foarte frumoasă pe care o arăt, care se numește Busola Sufletului, dacă vreți să faceți o mărire pe ea, da, la editura For You. Sigur că da. La editura For You. Și uitați ce spune aici. Ia uitați. Mai profund și mai esențial decât sexualitatea, mai profund decât pofta de a avea putere socială, mai profund decât dorința de a avea lucruri. În structura omului există un dor mai generalizat și mai universal. Este dorul direcției corecte, dorul de orientare, dorul de Dumnezeu. Înțelegeți? Adică către sursă, ca să știi unde e nordul. Și o să vă mai dau un exemplu. Păsările călătoare știu să-și recunoască drumul pe distanțe de mii de kilometri de teritoriu necunoscut datorită micilor particule de magnetit. Nu știu dacă știți asta. Asemenea unor magneți minusculi din creierele lor. Deci păsările ăștia au magnetit și ele se orientează după, ca o busolă, știți? După direcțiile, după meridianele, că apropo și pământul are meridiane, după meridianele pământului. Știți acest lucru. Acum, sistemul său de călăuzire este extrem de precis. Numeroși mistici sunt de părere că și oamenii au un astfel de sistem de călăuzire interior care îi duce înapoi acasă la sursa existenței, la Dumnezeu. Suntem construiți în așa fel încât să ajungem la Dumnezeu. Păi, doamna doctor, nu degeaba se spune că sunteți scânteie divină. Da. Dar nu conștientizăm. Însă magnetul pe care îl folosim în călătoria noastră spirituală nu se află în creier, ci în inimă. Avem o anumită simțire către centrul ființei noastre și acest lucru se află în inimă. Acum, nordul adevărat este Dumnezeu, adică asta e direcția noastră. Și în această stare de aliniere cu sursa, când noi ne aliniem, știm direct. Uitați-vă, când ești aliniat prin credința ta la Dumnezeu sau știi către ce trebuie să te îndrepți, care este scopul, trebuie să știți că ești mult mai intuitiv decât cognitiv. În fiecare situație știi să rezolvi mai bine o situație decât dacă o gândești altfel. Adică îți dă și o claritate care vine din faptul că lucrezi și cu emisfera dreaptă, numai cu emisfera stângă. Hai să vedeți mai departe. Oamenii de știință ne spun că o busolă poate fi păcălită de așa numită abatere magnetică. Nu știu dacă ai citit despre asta. De exemplu, dacă în pământ se găsesc cantități mari de minereuri de fier, iar o pasăre migratoare zboară peste acea zonă, magneții din creierul păsării pot fi atrași de metal, iar ea se poate rătăci. Același lucru este valabil și în cazul naturii adevărate care își are locul inimile noastre. Care credeți că este cea mai mare sursă de abatere magnetică? Frica. Oh, înțelegeți? Da, păi haideți să vedem atunci
că tot, na, cât de destructivă este frica pentru ființa umană? Trebuie să știți că s-au făcut foarte multe cercetări. Noi am mai vorbit în așa alte emisiuni, dar eu aș vrea să am adus două cărți pe care le-am mai prezentat. Și anume, una este Adevărata putere a apei. Cred că telespectatorii noștri, eu am vorbit despre asta, da? Și aici s-au făcut niște cercetări, o să mai spun încă o dată, e vorba de Masaru Emoto, în care el a făcut niște studii legate de modul în care apa din noi, că știți că suntem 70-80% apă, poate să magazineze anumite informații, anumite emoții chiar, pe anumite vibrații și să le exprime într-un alt mod, de exemplu prin modul în care se cristalizează. Acum, trebuie să știți că în momentul în care nouă ne este foarte frică, primul lucru care se întâmplă groaznic de frică, groaza, primul lucru care se blochează este aparatul respirator. Care aparatul respirator este legat de respirație de viață, că noi știți, dacă nu mai respirăm, murim. Cu alte cuvinte, frica paralizează alveola pulmonară. Și trebuie să știți că una din cauzele 90% ale cancerului pulmonar sunt problemele de frică foarte mare pe care le are persoana. Adică persoane, de fapt, care fac cancer pulmonar, ar trebui să-și investigheze foarte bine calitatea rineiului, pentru că eu pun pariu acolo, pe toată experiența mea de medie medicină holistică, că sunt probleme la nivelul rineiului. Și pot să fie așa, microcalculi, care eu mare problemă aici, majoritatea medicilor nu-și dau seama de importanța acestor microcalculi. Se spune așa, avem microcalculi, e nimic, aproape niciun medic nu tratează acest lucru. Bei mai multe lichide, bei ceai de cos de cireșe sau ce se dă acolo, așa, și o să-ți treacă. Nu e adevărat. Pentru că n-am văzut un pui de calcul să nu se facă piatră, știți? Deci, adică e clar că spre asta merge dacă nu schimbi metabolismul sau dacă nu mănânci, de exemplu, carne în excesiv. Și cum se mănâncă sau bei Coca-Cola, că asta este iar un factor. Dar problema este că nimeni n-a descoperit, de medicina holistică aduce aici o contribuție foarte mare, ce înseamnă acești calculi. Știți ce înseamnă prin medicina holistică calculii? Frică condensată. Cu alte cuvinte, trebuie să știți că dacă rinichiul, care este un filtru prin care noi eliminăm foarte multe toxine, atâta în fizic cât și toxine emoționale, se blochează, adică are mulți calculi sau, de exemplu, pe acești calculi apare o suprainfecție și nu trebuie să fie mulți calculi, nu ne gândim să fie plin de calculi, pot să fie și 2-3 calculi. Eu am sesizat că în momentul în care, că am aparatură pentru asta, în momentul în care observ că sunt calculi la nivelul rinichilor, distrug calculii, crește nivelul de curaj al pacientului. Da. Înțelegeți? Crește nivelul de putere al pacientului și de încredere în sine. Este foarte important să începem să vedem că tot ce se întâmplă în rinichi, ca nivel de patologie, cu atât mai mult când vorbim, de exemplu, de un chist renal, care este, să zicem, sau, Doamne ferește, de o insuficiență renală, trebuie să știți că sunt legate foarte mult cu puterea de curaj a pacientului. Acum, de aceea, trebuie să începem să privim cu alți ochi rinichiul. Noi până acum am acordat atenție foarte mare altor organe, cum este inima, cum este creierul. Ca medic de medicină holistică, trebuie să știți că rinichii reprezintă punctele energetice forte. Deci ele reprezintă energia vieții prin rinichi, acolo este. De acolo pleacă foarte multe lucruri. Și vreau să spun aici, am adus o, din păcate n-am avut timp să o și măresc, dar vreau să arăt un pic, uitați. În sindromul, aici este undeva așa, în sindromul acesta de respirație în care nu poate să respire cineva, sindromul de respirator acut, adică insuficiență respiratorie, trebuie să știți că dacă pui această pui, de exemplu, cuvântul acesta, insuficiență respiratorie, pe un pahar în care pui apă și ține persoana care are această boală în mâinile sale acest pahar o perioadă, de exemplu o oră, și o bagi apoi la, să zicem, la înghețat apa din pahar, ea cristalizează, dar cristalizează așa de urât. Uitați-vă ce cristale urâte face. De fapt, este vorba de, are un aspect de groază. Ce se materializează în aceste cristale este groaza care este, de fapt, la nivelul alveolelor pulmonare. Pentru că asta este cauza pentru care apare, E foarte interesant, pentru că dacă noi am început să vedem, să studiem că toate fenomenele pulmonare au o legătură cu rinichiul, dar de unde știm acest lucru? Că uitați, și în experimentul acesta pe care, ia uitați, conform pentagramei, lucrul ăsta este foarte clar. Uitați-vă, rinichii sunt undeva aici, iar aici este plămânul. Uitați-vă ce legătură directă. Este o legătură mamă-fiu.
între plămâni și rinichi. Foarte important că orice lucru care apare, de exemplu, o problemă la nivelul rinichiului, are o repercutare la nivelul plămânului. Deci, cu alte cuvinte, acest lucru ne poate ajuta pe noi să începem să rezolvăm anumite boli, numai din această considerație. Doamna doctor, se duce timpul, eu aș vrea să ne spuneți... Numai în favoarea noastră. Eu aș vrea să ne spuneți concret cum mă ajutați pe mine să am încredere în mine, cum ajutați un pacient să aibă încredere în el. Acum. Pentru că dacă tot vorbim și încredere, trebuie să... Nu toți, așa este, că ați regăsit la unii dintre dumneavoastră timiditatea, teama, frica, nu știu cum să o mai numesc, neîncrederea, da? Da. Acum, știți dumneavoastră, noi am spus așa, revenim la această schemă pe care am discutat-o noi două. Dacă dumneavoastră sunteți o persoană care n-aveți încredere în sufletul dumneavoastră, în dumneavoastră, că cine sunteți dumneavoastră, sunteți ăsta, da, ca idee. Acum, și ăsta este conectat la divin. În momentul în care dumneavoastră n-aveți încredere în dumneavoastră, dumneavoastră n-aveți încredere în divin. Dacă n-aveți încredere în divin, înseamnă că nu sunteți necredincioasă. N-aveți credință. Înțelegeți? Pentru că dumneavoastră, dacă sunteți conectată la divin și înțelegeți că sunteți fata lui Dumnezeu în direct, că așa sunteți, și ați avea acces să înțelegeți că Dumnezeu este cea mai mare forță, cu cel mai mare curaj și cu cea mai mare încredere în sine că El e creatorul, dumneavoastră ați înțelege că sunteți fata lui, deci n-aveți cum să n-aveți încrederea și curajul lui. Că așa v-a făcut ca pe el, că de-aia sunteți fata lui. Înțelegeți? Cu alte cuvinte, lipsa dumneavoastră de încredere înseamnă necredință, de fapt. Corect. Și atunci uitați-vă ca să înțelegeți, că eu vreau să dau un exemplu acum care nu are legătură, dar mă rog, tot e Sfântul Ioan Botezătorul și vorbim despre asta. Știți că se fac exorcizări și diverse preoții. Preotul care e conectat la divin, că el e conectat cel mai tare la divin, el când pune crucea în față, nu e frică de diavol, pentru că el știe pe cine are în spate. Dacă noi am putea să fim conectați la divin și am avea credința pe care o are preotul, da? Care știe că l-are în spate pe apărător, pe Dumnezeu și e conectat acolo, la priza aia de acolo numită Dumnezeu, păi nu e frică de nimic. Înțelegeți? Ne putem lupta cu oricine. Cu alte cuvinte, trebuie să știți că, de fapt, dacă vrem să ne credem în crederea noi, hai să ne uităm la sursă, să vedem de unde ne vine această încredere. Această încredere în noi ne vine din credința noastră. Și trebuie să știți că toate persoanele care sunt credincioase sunt foarte puternice. Toate persoanele care sunt credincioase au mare încredere în ele. Pentru că acest, să zicem, prin această conectare numită suflet, că e ca un cordon umbilical. Noi permanent luăm de acolo, de la sursa noastră, acest lucru, curajul și încrederea, care curajul și iubirea, care curajul și încrederea știi și reprezintă puterea noastră. Deci puterea noastră, noi prin acest cordon ne o tragem mereu de sus, de unde să ne vină, că n-are de unde să ne vină, că asta e sursa. Noi oamenii nu înțelegem că noi suntem niște mașinării, da, conectați la această sursă și că sursele noastre de aici, de pe tera, respectiv alimentația, da, să zicem aerul și apa, sunt decât ceva așa cum e uleiul la mașină, dar nu asta este esența. Noi trăim pentru că este viață în noi și dădeam un exemplu, că dacă la un moment dat sufletul s-ar retrage și am fi niște cadaveri calde, am putea băga cu pompa mâncare și apă noi, dar nu s-ar mai procesa această mâncare pentru că nu mai e suflul vieții noi. Deci nu mâncarea și apa și aerul ne ține, ci ne ține această viață din noi care face prin prezența ei să se proceseze aceste lucruri și așa mai departe. Cu alte cuvinte, trebuie să începem să înțelegem că ființa umană ar putea să evolueze mai mult și să aibă încrederea și curajul de peste 10, cum mi-am luat eu de 15, da? Dacă noi am începe să vedem care este sursa, de unde ne vin aceste ingrediente, aceste calități ale noastre. Și acum vă dau un secret, așa vă spun eu cum fac. Credeți că eu nu mai cad? Cad, că sunt om. Știți ce fac eu? M-am gândit așa. Eu, dacă sunt un vindecător și sunt conectată la divin, că sunt conectată de divin și tatăl meu mi-a zis așa, te duci tu jos pe pământ și uite, faci asta și uite că atâția oameni trebuie să ajungi și să nu știu ce, eu zic, eu știu că am bucata mea de dragoste din partea lui tata, deci iubire din partea lui tata, de putere și de încredere din partea tatălui meu. Și în momentul în care cad, ridic mâinile la cer și zic, dăm, mă încarc. Știți cum? Am așa o imagine că sunt așa la încărcat. Și la un moment dat, când simt eu că nu se încarcă, îmi cer, vreau dreptul meu divin. Îmi cer, invoc dreptul meu divin de iubire, de încredere și de curaj. Este dreptul meu să-mi-l cer la tata. E da, foarte important. Spectatori, azi, facem și noi la fel. Facem să
în felul acesta evoluăm, devenim mai puternici, nu? Pentru că avem liberul arbitru. Este foarte important să înțelegem că fără această cerere pe care noi trebuie să o facem în momentele noastre de cumpănă, când mai cădem, da? Când avem încredere, când nu știm cum să procedăm. Dacă noi nu cerem, nu primim. E foarte important să începem să lucrăm. Cei care sunt credincioși știu acest lucru. Mă uit, doamna doctor, și mă uit la ceas. Mai avem exact... O să mergem la doamna doctor să ne facă să fim mai încrezători, să fim mai puternici. Și cu curaj și încredere îmi puneți ultimele întrebări. Păi da, păi mă întreb acum cum facem să... Mi-a spus cum facem să evoluăm. Acum, credința. Este în felul următor. Este foarte important că cei care se ocupă cu acest lucru, adică medici, adică psihologi, adică și psihiatrică, de ce nu? Adică noi toți să începem să lucrăm cu aceste ingrediente, că dacă noi ca medici nu avem încredere și putere suficientă, nu știm să lucrăm cu iubirea, nu știm să lucrăm cu Dumnezeu și vrem să ne ocupăm ce? De ceilalți din jurul nostru care sunt toți ai lui Dumnezeu. Atunci cum credeți că Dumnezeu ne dă, că prin noi se întâmplă lucrurile? Cum credeți că Dumnezeu ne dă acest har, da, al vindecării? Noi avem acces la el, putem noi să ne numim doctori, așa, să scrie acolo toți, să avem nu știu câte titluri. Harul ăsta al vindecării, cum se întâmplă și la preot, harul preotului, ți-l dă Dumnezeu, el semnează. Și nu la facultate, și nu titlul, și nimic altceva. Și, într-adevăr, trebuie să ne luăm și aici pe pământ anumite patalamale ca să facem, dar acest har divin, unic, nu ți-l dă decât Dumnezeu. De aceea, în primul rând, invit în 2015 pe toți medicii să facă un salt către credință, pentru că numai acest lucru le dă încrederea și curajul să poată să-i spună unui pacient cu cancer că există șanse de vindecare și să spună unei mame care și-a pierdut copilul că sunt speranțe, că, eu știu, găsim variante, pentru că trebuie să știți că dacă medicul nu are încredere și curaj, el nu are cum să stea în fața pacienților să le dea acest lucru. Corect. Că de-aia avem pacienții la medic. În primul rând pentru acest lucru și pentru profesionalismul lui. După cum se vede, dragi telespectatori, doamna doctor Florinela Bălan, medic, medicină holistică, este într-adevăr o persoană curajoasă. Sunteți o persoană curajoasă, doamna doctor. Am văzut că ați venit în aceste emisiuni pe care le faceți aici la televiziunea BTV cu contraargumente pentru medicina alopată. Și acest lucru înseamnă un curaj. Da, și până la urmă știți ce se întâmplă, într-adevăr, un curaj. Curaj aveți și dumneavoastră că mă primiți, știți? Și mulți telespectatori că se uită. Pentru că trebuie să știți că curaj în ce? Eu sunt aici să spun adevărul și spun din experiența mea de medic cu foarte multe rezultate. Uitați-vă în primul rând ce impact, ce ați văzut la începutul emisiunii, ce impact au aceste emisiuni asupra telespectatorilor, dar știți de ce? Pentru că oamenii se regăsesc în ceea ce spunem. Dumneavoastră știți că numai adevărul este cel care poate să persiste și să se ridice. Și să mă facă liber. Și să vă facă liber, da. Și trebuie să știți că dacă există impact, există această deschidere din partea populației către astfel de medicină, către astfel de discuții, atunci trebuie să începem să luăm aminte ca societate. Hai să facem aceste emisiuni, că nu e vorba numai de noi două, dar este vorba de un... Noi avem foarte mulți medici aici, care să știți că sunt foarte bine pregătiți și sunt și mulți medici credincioși. Acum, ce i-ar fi de făcut este să fie mai multe emisiuni în 2015 și eu asta am venit astăzi să urez acest lucru. Să fie și moderator ca dumneavoastră și medici cu mai mult curaj în a experimenta, în a spune pe posturile de televiziune oamenilor din experiențele lor de medicină naturistă, că să știți că au început să apară, pentru că noi dacă începem de aici, de acolo, din toate locurile, să răsărim așa și să începem să spunem hai că uite, se pot umbi rezoate și așa, hai că să vedem, să le îmbinăm. Să îmbinăm și medicina alopată cu medicina aceasta naturistă, care nu e decât o medicină naturistă. Este o medicină complexă naturistă. Aici nu vorbim decât că dăm niște plante. Aici vorbim că lucrăm în 4D și lucrăm fizică cuantică. Și dacă lucrăm fizică cuantică și avem aparatură care lucrează, apropo, că am uitat să spun, aici vreau să închei emisiunea, aici este o icoană pe care am adus-o, Arhanghelului Mihail, care de obicei e cu sabia, dar să știți, acum e decât cu o suliță. Este o icoană foarte frumoasă cu care eu m-am întors din Grecia, din insula Tasos, este foarte special, este icoana mea preferată, eu lucrez foarte mult, este mentorul meu, Arhanghelul Mihail, pentru că este al curajului, trebuie să știți. Deci eu mi-au energia prin Arhanghelul Mihail și e foarte frumoasă, dar uitați-vă, pe coloană, vreau să arăt într-o carte, pe o carte cu care lucrez eu, ia uitați, există în anumite zone, ia asta este cartea, aici undeva
Există o frecvență care trebuie să știți că această frecvență este așa, a curajului de a-ți face viața, de a merge înainte în viață. Deci există în medicină la ora asta anumite frecvențe pe aparate sofisticate care pot să crească curajul în ființa umană. Dați-mi voie, dragii telespectatori, să închei, să-i mulțumesc cu tot respectul doamnei doctor pentru aceste subiecte propuse. Sunt convinsă că în 2015 vom avea un set de emisiuni care, așa cum spuneam, odată este și pentru trezirea conștiinței, pentru că dacă vorbim de nou ca medicină holistică, este foarte veche, dar cu siguranță vom avea emisiuni interesante. Vă doresc un an bun, vă mulțumesc pentru că ați fost alături în 2014 de mine. Cu dumneavoastră, dragi spectatori, ne vom reîntâlni mâine cu doamna dr. Dorina Constantinescu și vom vorbi despre copii. Toate cele bune, o seară frumoasă, rămâne să vedeți jurnalul prezentat de Iulia Ancuța și, bineînțeles, celelalte emisiuni.